lăsând în urmă Piața Garibaldi, unde se află Domo sau catedrala principală de aici din Riva del Garda, ajungem pe Via Florida pentru a trece prin acest portal. Portal care de altfel făcea accesul dinspre sau către orașul vechi aflat aici în Riva del Garda. Hai să trecem și noi să vedem cum arată la interior acest portal foarte vechi, foarte înalt. Vedeți că încă mai există coloanele originale din piatră. Dom di Vecchio Giuseppe Dicatum. Este scris în limba latină. Stâlpi care de altfel sunt făcuți din mai multe segmente. Foarte frumos acest portal, această cale de acces către orașul vechi, astăzi centru turistic al orașului Riva del Garda. Frumos și răcoros acest loc. Și ne poartă cumva către zona modernă care se află acum în afara zidurilor ce constituiau cetatea orașului Riva del Garda. După ce ați văzut în prealabil și poarta San Michele, care datează acolo din secolul 13. Aici avem una din căile de acces care te poartă către Via Roma. Iar aici, într-o altă mică piață plină cu terase, restaurante și magazinul de tot felul, un alt gang către oraș. Sunt și parcări pentru biciclete, după cum vedeți, însă încolo nu cred că mai este ceva atât de important de vizitat. Toate atracțiile se află aici în centrul istoric. Și aici exista un astfel de turn care bag de seamă că îi lipsesc clopotele, la fel ca la Porta San Michele. Acest portal fiind unul mai mare și probabil cel mai principal prin care se făcea accesul către orașul vechi. Foarte frumos portalul. Pe sus, pe acolo, mai stau porumbeii la adăpost. Și acum vom coborî către zona lacului să vedem cum se prezintă. Am revenit din nou în piața principală aici în Riva del Garda să vă fac un tur al acestei fântâni ce reprezintă Minion, datată din 1985, o operă făcută din bronz de Aroldo Piniati. Foarte frumos această fântână care mai răcorește un pic atmosfera aici în centrul pieței. Demnă de fotografiat. Chiar în față avem lacul de Garda, unde vom coborâ să aruncăm o privire pe faleza lacului aici în Riva. Și iată-mă aici în piață, reîntors după ce am vizitat în prealabil, am făcut o incursiune prin orașul vechi Riva del Garda. Am ajuns aici în fața acestei clădiri, care practic este muzeul de aici, din Garda. La fel cum se află și în Verona, Castel Vecchio, acesta este muzeul în acest castel foarte vechi. Hai să vedem cât este intrarea, dar nu voi sta să vizitez că nu am timp. Aici sunt și zonele unde se pot închiria anumite embarcațiuni pentru a face o plimbare pe lacul de Garda. De jur împrejurul acestui muzeu, după cum vedeți, sunt și parcate mici embarcațiuni. Aici avem și câteva informații. Orar deschis de la 10 la 6 seara. Orarul muzeului. Iar aici probabil există și zona acestui muzeu. Hai să vedem dacă reușim să intrăm în interior. Aici practic se află un restaurant
unde se pregătește și o scenă pentru un spectacol, probabil privat, o serată mai degrabă. Vedeți că este amplasată această scenă provizorie pentru un spectacol. Echipa se pregătește. Cam așa arată la interiorul acestui muzeu, însă muzeul se află la interiorul clădirilor, de jur împrejur. Nu știu dacă este deschis, nu văd pe nimeni pe sus pe acolo, însă în această seară este doar pentru acest spectacol. Da, vizita la muzeu cred că este închisă. Deja vin băieții cu boxele și cu sculele. Am să fac doi pași aici pe malul lacului de la acest muzeu. Pe partea cealaltă există și un mic părculeț cu acești copaci care umbresc și răcoresc locul respectiv. Acolo avem iarăși un tunel. Cam așa arată muzeul Franz Josef. Franz Josef este personajul principal care a construit și arsenalul, a cărui persoane îi aparținea și arsenalul de artilerie de acolo, din centrul istoric al Veronei, și nu doar, chiar și cetatea fortificată din Kievo pe care am vizitat-o, era enunțat acest personaj, Franz Josef. Hai să vedem cum se prezintă zona aici pe lac, pentru că practic aici este punctul unde se închide lacul de Garda. Filmez în continuare cu GoPro-ul. Bineînțeles că mergând și pe faleza acestui lac vei putea ajunge până aproape de strada principală care te poartă în orașul următor, în Limone. Nu știu dacă voi mai apuca în această seară să ajung acolo, însă acest oraș, Riva del Garda, vedeți că acolo în față este și zona cu funicularul care te poartă sus la rămășițele castelului medieval sau turnului de veghe ce supraveghea toată zona orașului Riva del Garda. Cam așa se prezintă aici lacul în partea nordică. Ca să faceți diferență cu partea sudică, acolo la peschiera unde se închide lacul de Garda. Hai să vedem un pic mai aproape și zona portului turistic și nautic de aici, în Riva del Garda. Zona de unde te poți și îmbarca în acel vaporaș ca să te duci spre alte direcții sau alte locații, alte orașe turistice aflate pe malul lacului. Acesta fiind un punct principal aflat în zona de Trento, portul principal de aici din Riva del Garda. Vedem și câteva rațe aici pe malul lacului. Portul turistic, vaporașul în depărtare, mai avem unul parcat dincolo de digul cu steaguri. Un dig care de altfel îl putem admira chiar și la Bardolina și în orașul Garda putem admira un astfel de dig unde sunt amplasate mai multe steaguri europene, printre care cel italian, bineînțeles, cel european și cel al orașului sau al municipiului Riva del Garda. Și bineînțeles, restul statelor membre ale Uniunii Europene. Dar bag de seamă că sunt mai multe steaguri, printre care și brazilian văd acolo și nu știu ce treabă are Brazilia cu Europa. Îmi spuneți voi dacă știți. În depărtare vedem vaporașul respectiv despre care vă spuneam. Iar acolo la una din terasele
aflate aici în portul turistic. Bănuiesc că cântă și muzică live. Da, chiar acolo este o scenă. Ia auziți. Se pregătesc, se aud tobele. Aici este și un far în capătul acestui dig, far care de altfel lumina sau poate chiar și luminează încă în timpul nopții pentru embarcațiunile care sosesc aici în portul nautic. Câteva embarcațiuni foarte frumoase, cu pânze, o corabie mai precis este aceasta, însă acela este o barcă pentru turiști, pentru plimbări aici pe lacul de Garda. Foarte frumos acest părculeț. Aici avem ca și monument un trăznet. O fi trăznetul lui Shazam. Da. Foarte frumoasă această zonă, foarte liniștită, demnă de vizitat. Însă am să mă întorc la parcare și voi încerca să vedem până unde voi ajunge, dacă reușesc să ajung până în Limone del Garda. Hai să vedem. Acolo este unul din punctele de acostare a bărcii respective, cât și aici în portul turistic. Vedem printre catarge un alt vaporaș oprit acolo, dar mai există un alt punct principal chiar aici. Cum ar fi o autogară pe uscat. Văd că este și o stație acolo cu acoperiș, cu băncuțe unde lumea așteaptă și vine vaporaș exact ca la gară, ca să înțelegi. Iar acesta este cetatea sau fostul castel ce aparținea sau a fost construit la ordinul lui Franz Joseph. În interiorul căruia, repet, se află un muzeu care acum este închis. După ce am vizitat în prealabil zona castelului, în interiorul căruia se află și un muzeu care nu este deschis, însă la interiorul curții se află și se desfășoară în prezent un spectacol cu muzică, ați văzut într-un video anterior. Voi face o mică incursiune iarăși printre aceste străduțe unde se află iarăși un turn foarte vechi ce făcea parte din sistemul de apărare aici în orașul vechi. Hai să vedem unde ne poartă această străduță și să vedem mai în detaliu turnul respectiv, în vârful căruia bag de seamă că se află și vreo 3 sau 4 clopote. Foarte multe terase, după cum vedeți. Pe aceste străduțe am fost deja. Tot fel de magazine, terase, restaurante. Au. Un om talent a vrut să se vadă pe filmare, i-am oferit șansa, iar aici ajungem într-o altă piață, exact unde se află și acest turn de veche, pe peretele căruia se află și un ceas care funcționează foarte bine, Hotel Sole. O altă piață care de altfel se prezintă foarte frumos și aceasta făcând parte din vechile clădiri ce constituiau sistemul defensiv. Astăzi, în interiorul acestor clădiri foarte vechi, sunt apartamente private. Avem aici în piață și muzică stradală, sper să n-am probleme de copyright. Piața 3 Noiembrie. Deci aceasta este piața 3 Noiembrie. Aceștia însemnând
portice sau mai multe porți ale pieței 3 noiembrie. Acolo vedem și turnul mai în detaliu, cu un clopot care bate probabil la fiecare jumătate de oră sau din oră în oră. Chiar adineauri a bătut și bag de seama că e 6 și jumătate și a bătut clopotul odată. Cam așa se prezintă această piață 3 noiembrie, foarte istorică și antică de altfel, construită doar din blocuri de piatră, după cum vedeți. Cu o muzică de fundal foarte ambientală, foarte plăcută, piața 3 noiembrie, vedem și pe colțul acestei clădiri, la parterul căruia se află anumite magazine sau în mare parte restaurante cu terase. Hai să privim mai în ansamblu această piață. Uite că bag de seama acum că și pe partea către lac există ceasul. Foarte frumoasă această piață 3 noiembrie de aici din Riva del Garda. Acolo sus putem admira în acest moment, nu știu cât se vede pe cameră, dar cu ochiul liber reușesc să văd foarte bine funicularul care ne poartă sus la castel și clădirile în interiorul căruia se află niște birouri administrative ale primăriei. Aici văd că este scris acolo municipiu, lucru care înseamnă că la interior se află primăria și nimeni altul. Restaurante, terase, pizzerii, gelaterii pentru toate gusturile și buzunarele. La malul lacului rațe, ca prin toate părțile lacului de Garda. Aici există și un monument istoric, sau mai bine zis o sculptură făcută din bronz. Sper să n-am probleme din pricina muzicii. O piață foarte frumoasă de altfel. Acesta fiind monumentul despre care vă spuneam, sculptura făcută din bronz, Bruschetti 2000. Da, cam așa arată cultura. Și aici avem personajul principal din această piață. Aici, în spatele muzeului, aflat la interiorul castelului istoric Franz Josef, se află și aceste bărcuțe cu care se pot face anumite curse, numite Speedy Gonzales, aici în stația de la Riva del Garda. Dar hai să vedem amănuntele. În primul rând, sunt embarcațiuni care fac curse dinspre Malcezine, Riva și Limone, acest circuit, care vă costă 23 de euro pentru adulți și 12 euro pentru copii între 15 și 11 ani. Acesta este prețul, deci 23 de euro de persoană cu această bărcuță. Iar acum hai să vedem și cum arată bărcuțele Speedy Gonzales. Le-am văzut un pic din depărtare după platforma din fața muzeului istoric. Însă acum le putem vedea mai în detaliu. Speedy Gonzales se numesc aceste bărcuțe care sunt pe două nivele, fie că stai aici înăuntru sau poți optezi să stai deasupra aici dacă este cald și vreme bună. Repet, 23 de euro
cursa cu aceste bărci care te duce de aici, din Liva, către orașul Limone, Malcezine și înapoi. Malcezine fiind orașul care l-am vizitat eu în prealabil, fix acolo la castelul medieval din Malcezine del Garda, din zona Veneto. Acolo avem o altă bărcuță, Speedy Gonzales. Sunt parcate aici în apropierea portului nautic, în acest golfuleț mic care practic înconjoară castelul sau muzeul castelului Franz Joseph. Bănuiesc că ați prins ideea, am vrut să vă dau aceste informații fiind prezent aici în Liva. Speedy Gonzales, nu uitați, dacă sunteți amatori de astfel de plimbări, puteți opta pentru aceste bărcuțe Speedy Gonzales, 23 de euro și 12 euro copiii până în 11 ani. Repet, sper ca pentru unii să fie de folos aceste informații, însă sunt mai multe firme care efectuează asemenea curse sau practic închiriază bărci să te poți plimba tu singur. Lăsând în urmă piața 3 noiembrie, unde am ascultat și un pic de muzică și am făcut un popas, o piață care de altfel merită vizitată, am mers pe malul lacului și am ajuns în piața Catena, o piață antică de altfel, plină cu magazine și terase, după cum vedeți. Și de aici putem avea un view asupra lacului de Garda, piață care de altfel spuneam de acolo, din zona castelului, că se află și o stație unde te poți îmbarca pe vaporașul respectiv. Eu am făcut turul acestui mic orășel pentru că nu vin în fiecare zi la Riva del Garda, dar mai mult mă roade să știu ce se află în această mare clădire impozantă aflată aici pe malul lacului. Probabil este o hidrocentrală de apă, nu-mi dau seama, dar voi vedea eu îndată și vă voi da amănunte. Hai să vedem discursul cu această stație, care am văzut-o de la distanță cu acest acoperiș, practic exact cum te regăsești și la gară. Există două puncte de embarcațiuni acolo, este al doilea, iar aici este primul, barca San Martino. Aici este punctul de embarcare către aceste embarcațiuni, care spuneam că poți ajunge cu ajutorul lor către alte orașe turistice aflate aici pe malul lacului de Garda. Malcezine, centru. Uite, orașul Malcezine abia l-am vizitat, unde am vizitat și castelul. Această bărcuță se duce direct către Malcezine. Și probabil și acolo în Malcezine există alte embarcațiuni cu direcția Riva del Garda. Aici avem și panoul cu toate direcțiile. Nu am să stau să verific toate direcțiile, să-mi pierd vremea. Mai mult mă interesează această clădire care se află aici în spate, pentru că am văzut-o de foarte multe ori de la distanță, însă niciodată n-am știut ce reprezintă. Acolo se vede în spate și zona funicularului care te poartă sus la castel. Strada principală pe care va trebui, cred, va trebui să trec eu cu mașina pentru a merge către orașul Limone. Și am să merg până aici în față să vedem, da, centrale hidroelectrica din Riva del Garda. Deci m-am gândit bine, o hidrocentrală electrică . O clădire foarte veche de altfel, făcută în mare parte din blocuri de piatră. Foarte demnă de admirat și fotografiat această clădire. Mi-am dat seama pentru că am văzut niște stâlpi cu foarte mult curent electric acolo. Iar în spatele acestei centrale există niște tuburi foarte mari care urcă tuma în partea de sus a muntelui. Și de acolo m-am gândit că e posibil să fie hidrocentrală, însă nu eram sigur,
apropiindu-mă, am văzut acolo pe o plancardă. Mă aflu aici tot pe faleza lacului. Aici pe malul lacului sunt și doi copii care dau la pește, pescari amatori. Însă acesta este o sculptură făcută și prezentată aici pe fațada acestei hidrocentrale vechi de aici din Riva del Garda. Spun vechi pentru că ea încă funcționează, dar îmi dau seama după modul de construcție că nu este făcută ieri, astăzi. Dar este un punct care nu este vizitabil din punct de vedere turistic, iar acolo în spate, nu știu cât puteți voi observa pe cameră, filmez cu GoPro-ul, sunt acele tuburi mari despre care vă spuneam că vin din partea de sus a muntelui. Din pricina acelor tuburi și a stâlpului electric aflat aici în spatele clădirii, mi-am dat eu seama imediat că e posibil să fie vreo hidrocentrală. Și chiar așa și era. Și de aici putem admira piața centrală a orașului Riva del Garda. Practic, eu deja m-am întors pe malul celălalt. Aici este zona unde se termină sau unde se închide lacul, în partea de nord, în Trento, mai precis. Iar de aici, dacă merg pe jos sau cu mașina, voi merge către direcția Lombardiei, dar nu înainte, mai sunt câteva orașe, printre care și Limone, fiind un oraș principal aici pe malul lacului de Garda. Putem ajunge cu mașina. Acolo bag de seamă că există și un indicator care ne informează că ieșim din orașul Riva del Garda și este tăiat cu roșu. Loc unde de altfel se află și un ponton cu care, pe care te poți urca cu mașina sau mai multe mașini. Un bac, cum sunt și la noi specifice pe Dunăre, de travesează după un mal pe altul și pe acesta te poți urca cu mașina. Acolo este indicatorul Riva del Garda și mai încolo nu o să merg pentru că pe șosea, șoseaua continuă cu un tunel care este săpat în munte, iar sunt alte clădiri private construite pe malul lacului, acolo cu pontoane dedicate. Nu mai avem ce să vizităm. Cam așa se prezintă orașul Riva del Garda, cu portul turistic acolo în față, dar și cu muzeul din interiorul castelului aflat aici pe malul lacului, în piața 3 noiembrie. Așadar, dacă ți-a plăcut incursiunea mea în orașul nordic al lacului Riva del Garda, orașul care face și închiderea lacului de Garda, în zona Trento mai exact, te salut de aici, din piața 3 noiembrie, zona unde se află și turnul cu ceas aici în piață, dar și muzică stradală. Sper să nu am probleme din pricina muzicii, însă noi ne revedem în următoarea destinație, care nu știu de unde va fi. Nu știu dacă voi ajunge la Limone del Garda, însă dacă ai văzut acest video, dă-mi un like, un share, un subscribe dacă n-ai făcut-o, măcar pentru efortul meu, mă ajută foarte mult. Iar noi ne revedem, așa cum am zis, la următoarea locație, care nu știu unde și când va fi. Până data viitoare, numai bine! Pa, pa!